Despre rețeaua uriașă care vindea mitraliere fabricate 3D a fost destructurată aceasta de poliția franceză. 14 persoane au fost arestate și au fost descoperite mai multe arme de contrabandă. Indivizii le făceau la imprimante, iar capul rețelei era un tânăr de 26 de ani cu antecedente penale în traficul de droguri. Fenomenul nu este nou, dar capătă o dimensiune îngrijorătoare, spun anchetatorii francezi. Detalii primim de la Corina Matlinski. Corina. Bun găsit! Un an a durat ancheta procurorilor francezi. 14 persoane au fost săltate de polițiști în urma descinderilor. Vorbim de cei care fabricau armele și le vindeau, dar și de clienții lor, colecționari și traficanți de droguri. Au reușit să recupereze 8 imprimante 3D, 7 arme 3D complete, dar și 24 de arme convenționale. Armele erau de o calitate foarte bună și se apropiau în proporție de 95% de modelul original, perfect funcționale, lipsite de marcaj și deci fără posibilitatea de a fi urmărite. Armele puteau fi apoi revândute la prețuri cuprinse între 1000 și 1500 de euro, mai ieftin decât un Kalashnikov, au mai precizat anchetatorii. Fabrica ilegală de arme 3D era condusă de un tânăr de 26 de ani, era cunoscut polițiștilor pentru că în trecut a fost implicat în traficul de droguri. Acesta a fost arestat. Șeful operațiunii a precizat că tânărul susținea, citez, mișcarea pro-arme din Statele Unite, al cărei scop era distribuirea de arme unui număr din ce în ce mai mare de persoane pentru a proteja statul pe care îl considera totalitar și opresiv. Vă reamintesc că acest tip de arme a mai fost folosit în trecut în atacuri armate în Germania în 2019. În urma acestui atac armat, doi oameni au murit.